Nu, mai gata, nu-i mai dau apă la moară a ei, frate. De ce, frate? Ești supărat pe ea? A? Ești supărat pe ea? Nu, dar am văzut că, nu știu, vrea să fac ea ceva și nu am chef să fac jocul sau așa. După ce a venit la tine de acolo și ce făcea, ea credea că mă doar pe undeva, că stă cu tine. O venit dincolo să mă ia în brațe, ce faci, Alinta? Da, cu minte, mânzo, că e greu, nu mă iei tu pe mine așa. Te supă repede? Nu că mă supă repede, dar la o Caterin că așa pun botul, dar nu faci tu filmi din astea. Păi și ce a făcut, mă, a stat cu mine acolo? Când m-am întors în casă, se bătea cu punul piecul, vrea pe ăsta, după dădea focuri de Andy, că nu știu ce, în gală s-a supărat că gen, nu intra Andy pentru ea, după gală s-a sărutat cu Jador, s-a pupat cu Jador pe gură, astăzi ieri a făcut ce a făcut cu tine pe acolo și pe asta am dat mie mesaj cu nu pot să zic niște chestii, adică gen, mă rog, era mișto. Aia, am râd din Caterinca, da. Da, între mine și ea mereu au fost priviri și asta, adică... Eu știu, da. Frate, dar să se țină de tine, dacă au fost priviri mereu, să se țină de tine. Mamă, dar ce nervi îmi face? Eu nu înțeleg ce tot vorbește de mine și ce tot mă discută, adică pe bun. Dacă tu-i trimiți mesaje, Bia, asta nu, frate, că am avut ceva de lămurit cu el. Eu... Ce asta a zis? Ieri când am făcut, după ce m-am plâns și am țipat ce am urlat, el a venit după mine afară. În fine, o să vedeți și voi ce s-a întâmplat. Și mi-a spus mai multe lucruri și aseară când am ajuns în cameră, am simțit nevoia să-i dau mesaj și nu cred că sunt singura care vorbește cu el de aici. Așa, am simțit să-i dau mesaj. Cine așa mai vorbește de aici? Nu știu, zic așa, ca idee. Păi alegi tu una ca să știe și restul ce facă. Trebuie să vă dați, frate, că nu mă interesează. Cele din casă nu... În momentul ăsta nu sunt supărat dacă vă băgați. Mă bag și-o înseamnă, vă băgați și voi, gen... Acu eu fi, o fi. Care pe care? Da. Depinde și de ea, mai ales, și un test, dacă îmi place la 2-3 aceeași fată și atrage la unul, înseamnă că nu a fost pentru noi. Dar nu... Să zic eu, doamne, nu mă, hai, te băgați-o pe asta când încerc eu la asta. Nu, frate, nu. Unde simt, acolo mă duc. Și voi ar trebui să faceți la fel, să vorbiți cu toate fetele, să vă înțelegeți la fel de bine cu toate. Și unde simțiți că mai mult, vă duceți în partea aia, așa. Ca așa, gen, să intri, să tu tragi o privire așa, zici, băi, aia e cea mai bună. Să te bagi seama cu ea și zici, băi, mă țin de ea, mă țin de ea. Cum a făcut Nelson cu Andreea. De la început, doamne, gata, mă țin de ea și-o pus ea la ambiția. N-ai cum să spui ambiția pentru un pe care îl știi 2-3 zile. Pare așa, gen, că e pe stilul, dar nu știi până nu îl cunoști mai bine. Așa că trebuie să stai să cunoști mai multă lume și ușor, ușor te centrezi și undeva. Da. Așa ar trebui să decurg lucrurile normal aici. Cum mă înțeleg eu cu toate fetele, cum mă înțeleg eu cu toate, așa trebuie să vă înțelegeți tot cu toate și la un moment dat să, nu știu, să vă centrați. Dar nici nu știu cu care să mai... care m-aș potrivi, adică... chiar nu știu dacă m-aș mai potrivi cu fata. Singura cu Bia care m-aș mai potrivi așa, dar... Cu Bia cred ciudat. Că trebuie să te înțelegi un pic cu ea. Da, m-aș înțelege. Nu-i ciudat, ciudat loc, e spontan, e foarte deșteaptă. Știu că e deșteaptă. Și nu vreau să intru în alte detalii, să spun ce mi-a spus el de fapt mie. Deci chiar nu vreau să intru. Și eu când spun că am mesaje, am mesaje, dar nu vreau să intru în detaliile astea. Dacă el simte să zică că îi dau mesaje și se laudă cu chestiile astea, e fix problema lui. Dar eu nu vreau să mai discut de el, nu vreau să mai am treabă cu el, nu-mi place de el. Să-și facă ce impresie vrea despre mine. Nu-ți place de Bogdan? Nu, frate, nu mai îmi place. Când văd așa fenomen, mie nu mai îmi place de el, ai înțeles? Alo! Bogdan, da. Bă, dar tu pe bune că insisti, adică numai pentru chestia asta, că tu ești Bia despre care să spune că eu aș vrea să fac cuplu fake și ție ar fi trebuit să-ți dau vreodată măcar de interes, Bia, hai să faci. N-am de unde să știu că mi-ai fi spus tu mie chestia asta, păi poate doar te folosești de mine. Tu știi mai bine, nu cu oricine din casa asta, că nu te-am... Păi da, tu vine, mersi, puteai să te folosești de mine, fără ca eu să știu ce ai tu în cap. Păi stai să zic că să vină în casa să facem cuplu. Măi, fată dragă, dar... Ți-am propus eu vreodată să facem cuplu fake sau să-mi dat înțeles măcar vreodată că noi doi să facem cuplu fake? Păi el provoacă discuția, că eu cât am stat în casă, eu nu cred că am vorbit despre el. Am vorbit eu fetelor despre el zilele astea? Sau azi? Sau ieri? Nu cred. Trebuie tu stai acolo cu băieții, tu vorbești de mine. Gata, Bia, că nu am... Am fugit, Bia, și eu. Rusul e singura variantă. Eu sunt drăgostit de altă femeie. Cum îți spui mie să spui tu mic? Eu care e aia? Să fac Andreea. Care e aia? Eu Andreea. Ce s-a auzit? Nu mi-am permis altă persoană. Era pe Bia, bă, ce cauți acum la Andreea? Dă-te la o parte, vine Andreea. Nu mă fac.
face... Dă-te la o parte, bag-o pe Andrei. Să-mi creez o altă impresie despre tine. Păi dar nu-mi veni cu reproșuri la mine, dar fata. Dar nu mă face, te rog frumos, că te-am cunoscut într-un fel. Păi și eu dacă eu te respect fel, dar îmi spui mai mult sau mai puțin, am nevoie ca și tu să mă respect. Eu credeam că tu ești o fată deșteaptă. Eu înainte cu 3 secunde să se facă conexiunea, îi ziceam, tocmai ziceam lui Raju, vezi că ea nu e o fată ciudată deloc, e chiar foarte deșteaptă. Asta credeam despre tine, dar tu vii și spui... Tu i-ai spus că ți-am dat mesaj, tu spui, păi da, frate, nu poți să spui că ai intenții serioase și că ești o fată serioasă, că așa te prezinți și așa ești în ochii mei deocamdată. Dan, ești sigur ce vorbești? Da? Ești sigur ce vorbești acum? Da, am zis că în ochii mei ești o fată serioasă și așa. Oprește-te. Păi, nu că oprește-te. Te rog eu, oprește-te, te rog eu, nu lasă. Nu spune nimic că tu o crezi pe Roxana când îți zice ea ție cu cuplu fake, acum, da, și când erai lângă mine. Cred. Eu spun ce aud, ai înțeles? Vezi că tu vorbeai dincolo de mine, nu, viața nu, mea. Nu, n-am vorbit niciodată de tine. Tu ai început să vorbești de mine și eu am continuat, că era normal să continui. Bine, vorbesc. Eu, nici ieri și nici azi, n-am vorbit de tine. Dacă nu vorbesc de tine, nu vorbi nici tu despre mine. Păi eu vorbesc despre cine vreau eu, cât timp sunt respectat, respect, dar dacă tu nu mă respecti, nu te respect. Dar cu ce nu te respect eu pe tine? Ce ți-am făcut iară ea? Cum nu mă respecti tu pe mine? Într-un casă și te dai cu pumnul în piept că îl vrei pe rusul, după te lauzi, dai dumne prin casă că ai vorbit cu Andy din gală, păi spui ce pe cine vine Andy. Te super, hata tu geloasă că nu intră Andy pentru tine, vai nu știu ce, gen, ca și cum după ce ai vorbit două ori cu el despre asta, după gală imediat te pup cu jador pe gură, ieri stai cu Raju în brațe, ha 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 hi hi hi, și ai tu pe să vorbești cu mine, ce treabă am eu cu tine? Să vii după asta, păi și atunci de ce? Vii la mine la masă și mă iei în brațe. Ce faci, drăguțule? Dacă Bogdan vrea să facă un cuplu fake în casă, făcea, cred că, cu mai mult de jumate din fete de acolo. Nu e vorba de cuplu fake, frate. E vorba că ea crede ce-o zis Roxana, după ce mi-a zis mie că n-are niciodată cum să fie așa. Și ce contează care... ce cred eu? Cum? Ce contează ce cred eu? Cel mai deranjant lucru care mi s-a părut e că tu stăteai acolo lângă Raju și te uitai în ochii mei ca și cum, doamne, uite-te ce fac eu că stau cu Raju. Așa. Și eu n-aveam nicio treabă și tu ai venit dincolo la mine. Dar gândește cum s-a uitat la mine după aia. Să-ți faci numai filme, băiatul. Robert, zici să tacă. Da. Eu cu Raju n-am nimic, suntem doar prieteni. Eu mă simt doar peste picior. Îți faci filme, băiatul meu. Zici să tacă. Îți faci filme. Nu, 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 vezi că producția asta de aici face filme și chiar o să-l facă și chiar o să se dea Bia, nu? Mă lua cum fac eu filme, nu fac filme. Nu, tu faci filmele pe eu aici. Cred că sunt unul dintre cei mai realiști oameni de aici. Nu, îți faci filme, ți-ai luat film grav. Zici? El acum să crede frumos, lasă puțin. Sultan. Catifeaua, catifeaua. Da, mă, catifeaua asta. Nu, Bia, acum serios, nu-mi mai plac bine asta. La rusul lua ta să broaște, că trage mai bine. Să nu, nu-mi place, îmi place să mă simt luat de fraier, dar de oameni. Și gen, tu, care chiar m-ar putea, ce percepi tu greșit, ia, dar tu n-ai cum să mă percep să le ieși în brațele tale când vii, să te aștept cu brațele deschise, să nu vorbesc cu nu știu ce voi ai ea, ca idee. Când văd că tu mă iei pe mine, încerci să mă iei pe mine aici, nu știu, pisipicior, sau vrei tu să-ți demonstrezi ție ceva? Doamne, dar eu nu am ce să-mi demonstrez mie. Ce tot ai? Ce să-mi demonstrezi? Eu mie n-am nimic cu tine. Nu le mai lua așa personal. Dacă am stat lângă Raju, la un moment dat chiar te-am și strigat și zic Bogdan, Bogdan și ți-am făcut așa. Adică așa, n-are nicio chestie. Eu nu vreau să te fac gelos pe tine. Bine, eu nu suport. Nu-ți mai eu face. Nu ales. Ce vrei să fac? Să stau într-un colț aici, băi pusă? Ia uite-mă. Nu cu mine, nu cu ei am probleme. Cu mine, păi da, asta zic. Ține-te de Raju, ține-te de toți băieții. Da, mă, țin de cine vreau, eu nu spui tu mie de cine să mă țin. Ok, dar după asta nu vine nimic, nu te mai bag în seamă dacă tu stai cu toți, înțelegi? Așa păi sunt eu mai gelos. Dacă stai cu Larisa, eu ce să fac, să nu mai vorbesc cu tine? A rămas că suntem, rămânem prieteni, nu? Păi da, rămânem prieteni, dar păi și-am prieteni. Venit la tine în mod prietenez, n-am venit la tine în mod să bine te palte alea. A, bine atunci, atunci o să, când o să depășești limita de prieteni, eu să trag un pic din mâine. Nu, că nu mai îmi trebuie, nici prietenie nu mai îmi doresc cu tine. Foarte bine, îmi pare rău că m-ai pierdut. Lasă că e curaj acum. N-am nimic de pierdut, eu stai liniștit. Mai pierdut pe mine, iau ce vena. Ți-o dai grav că eu n-am nimic de pierdut. Eu m-am supărat în principiu că ea, gen, s-a uitat în gura Roxanei. Ce? Patru că te-ai uitat în gura Roxanei cu asta cu cuplul fake după ce ți-am explicat și după ce tu ești cea mai măsură din casă. Tu în loc să-mi sari în ajutor și să-mi spui... Auzi, dar de ce a zis Roxana asta? Că eu tot n-am înțeles. Nu știu, ai pentru că vorba... Uite, am ajuns direct la vorba lui Rusu. Doamne, ce fie n-am. Am ajuns la vorba lui Rusu. Dacă voiam cuplu fake, făceam cu oricine altcineva. A intrat dintr-o dată în direct și a zis că Bogdan din nou să facă cuplu fake. De ce dintr-o dată așa? Că eu n-am înțeles. Poți să spun eu? Da, hai zi. Yeah. Că pe așteaptă să mai ai o leacă de audiență. Atenție, Roxana de la Puterea Dragostei, Wow Biz, promo-uri, nu știu ce. O zis cu gura ei că s-o dus la...
băneasa să-ți vadă cu turcul să mai facă nu știu cine pozi, poate apare pe la Wowbiz. Eu dacă aș fi fost în locul meu de vedere, ei... Bogdan, dacă și-ar fi dorit o relație cu tine, ar fi închis gura lui Roxana aseară, imediat. O singură replică putea să. Dacă Bogdan vrea cu turcul cu oricare fată în casă, l-avea deja. Dar n-aud că vorbesc ăștia, băi, nu mai vorbiți mă o secundă, zi Maria a spus că dacă tu doreai ceva vreodată cu mine, tu închideai gura de start Roxanei aseară. Yes. Tu închideai gura. Sau eu, sau nu, ea a zis, tu ai zis invers. Dacă vă doreți ceva unul cu altul, închideați gura Roxanei aseară, dar nu vă doriți. Hello, Africa. Dar Bogdan a zis că nu... De ce vă atacați, nu înțeleg. Dar nu mă atac, m-a supărat că o crezut-o pe Roxana și nu pe mine. Dar tu ai început să vorbești primul despre ea, nu ea despre tine.